Bucureștean va avea un consilier pe comunicare și imagine în persoana domnului Radu Ilfici. Eu îi urez bun venit în echipă, va lucra în echipă în continuare cu Ioana Nita. Dânsul va coordona tot ce înseamnă comunicarea Consiliului Județean a instituției și a instituțiilor aflate în subordine și în coordonare. Urmează ca în decurs de o lună de zile să ne definitivăm strategia de comunicare pe care o să o aducem la cunoștință după ce o aprobăm între noi. E vorba și de colaborarea cu instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean prin director și purtătorii de cuvânt. Cred și sper ca această completare de echipă absolut necesară să poată să îmbunătățească comunicarea Consiliului Județean și a instituțiilor aflate în subordine pentru dumneavoastră și prin dumneavoastră pentru cetățenii județului Sibiu. Înainte de a intra în ordinea de zi, rog pe domnul Nechită, dacă dorește să vă spună câteva cuvinte, eu cred că vă cunoaște. Bine v-am regăsit. N-am, știți foarte bine că n-am plecat niciodată din Sibiu să mă mut la București. Mă bucur că sunt în această echipă. Îi mulțumesc domnului președinte Cindrea pentru încrederea pe care mi-a arătat-o prin această propunere de a prelua funcția de consilier de comunicare și imagine. Cu toți ne știm, cu toți ne știm și îmi doresc să avem relații corecte și de ce nu de prietenie pentru ca totul să meargă bine și să încercăm să arătăm și celorlalți că județul Sibiu este exact ceea ce merită, că se lucrează și nu neapărat să ascundem ce nu este bine. Trebuie să discutăm și ce nu este bine, dar trebuie să facem neapărat un scop în sine a înscodoci doar lucrurile mele. Pentru că ați văzut foarte bine, cel puțin în străinătate, se arată realizările nu numai persoane, se arată realizările pentru o comunitate care, comunitate care în cazul nostru este județul Sibiu. Sper să lucrăm foarte bine și vă doresc și vouă mult succes în continuare. Mulțumesc că eu